Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Vorbim azi despre când și cum îi poți da copilului miere de albine. Știm cu toții cât de bună și de sănătoasă e mierea. Dovadă că mulți copii se îndrăgostesc pe loc de gustul ei dulce. Cu toate acestea, e recomandat să ții mierea departe de cel mic până după vârsta de un an, din cauza riscului de botulism. E o boală cauzată de o bacterie întâlnită frecvent în mierea de albine. Din cauza sistemului digestiv încă slab dezvoltat, bebelușii până în 6 luni și chiar cei până într-un an sunt mai predispuși la această boală, care se manifestă la început prin constipație, apoi prin inexpresivitate facială, lipsa poftei de mâncare, dificultăți de respirație sau de înghițire. Din fericire, boala poate fi tratată dacă e diagnosticată la timp de medici. Dar, ca să nu se ajungă aici, e bine să-i dai copilului miere de albine după ce împlinește un an, poate chiar mai târziu. De asemenea, mierea este un aliment alergen, deci urmărește cu atenție reacțiile micuțului tău, mai ales dacă știi că e predispus la alergii. Nu în ultimul rând, ține cont de faptul că mierea are totuși o compoziție asemănătoare zahărului, deci ar fi bine să-i oferi copilului cu moderație, de preferat la micul dejun, pentru că îi dă foarte multă energie. Pe scurt, mierea este un aliment minunat de care prichindelul tău se poate bucura după vârsta de un an, dar alege o miere de albine de calitate, nici de cum una ieftină din supermarket. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!